Noi avem în aviația civilă, avem radare ultramoderne care colaborează cu Ministerul Apărării și care au depistat din timp, le-au detectat aceste rachete. Plus, în afară de asta, radarele din România le-au depistat din momentul lansării și l-au urmărit și cele din Ucraina. Le-au urmărit și au știut unde se duc. Pentru cei care se cred foarte, cred că Republica Moldova este o țară mare, puternică și poate dobori orice, vreau să le amintesc că sistemele, complexele S-125 nu erau pentru a dobori rachetele, erau pentru a proteja trupele. De exemplu, unde este detașat un regiment sau un batalion, pe perimetrul lui, în jur, se instalează 4, 5, 6 S-125 pentru a-i proteja de aviații, pentru a-i proteja de elicoptere și de alte obiecte zburătoare. Dar ele nu pot fi reorientate? Nu pot fi, fiindcă nu au viteza necesară, unu, nu sunt dirijate, nu pot fi dirijate și când i-am întrebat la ce vă folosesc, au spus că este factor psihologic. Ceea ce avem noi S-125, că dacă un pilot militar dușman care a venit să bombardeze cerul și pământul neutru al Republicii Moldova vede că spre el s-a lansat o rachetă sau zboară, ar putea să-i apară frică și să fugă. Dar nu există nicio șansă ca această rachetă, doar întâmplător, poate să nimerească într-un avion. Iar pentru a dobori aceste rachete de croazieră rusești sau rachetele supersonice, este nevoie de sisteme Patriot sau de S-400. Și vreau să vă aduc aminte că România are sistem Patriot, are 7 sisteme Patriot instalate în România, care acoperă tot perimetrul României și care au costat 4 miliarde de dolari. Deci un sistem Patriot pentru a proteja cerul neutru al Republicii Moldova costă peste 500 de milioane de dolari. Iar o singură rachetă Patriot costă peste 8 milioane de dolari. Astea sunt prețurile de acum 3-4 ani. Nu sunt prețurile actualizate. Deci, independența noastră, neutralitatea, costă foarte scump. Haideți să explicăm de ce aceste rachete au ajuns în spațiul aerian moldovenesc. Pentru că, pentru a scurta distanța sau ele puteau evita? Probabil că puteau să evite. Dar au fost un semnal transmis Republicii Moldova. A fost o avertizare sau chiar o amenințare la adresa Republicii Moldova. Adică n-au trebuit totuși să avem în vedere acest scenariu, pentru că am mai răspuns la această întrebare. Eu cred sincer că este acest scenariu. Atunci când Rusia a lansat în Siria, aduceți-vă aminte, prin 2015-2016, din bazinul Mării Caspice, de pe navele lor, de acolo au lansat rachetele Calibr în Siria, au traversat spațiul aerian al Iranului și Irakului și a fost cu acordul acestor țări. Deci ei au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Au făcut-o intenționat, cu bună știre, și i-a durut în curs săptămânii viitoare de toată neutralitatea noastră și de toată independența noastră.